Crin, acum a fost să te întorci în anii copilăriei? Ai jucat handball alături de câțiva micuți? Nu știu, ideea e că eu n-am avut parte de astfel de lucruri și da, m-am întors în anii copilăriei, dar copilăria mea nu a fost cu mingea și mă bucur foarte mult că am venit astăzi aici și că am văzut și am simțit bucuria de pe chipul copiilor. Contează faptul că jucătoarea din echipa națională vin să fac astfel de acțiuni de promovare a handbalului în școli. Cum spuneai și tu, n-ai avut minge când erai mică, probabil ai fi ajuns mai devreme la handbal. Da, așa este. Eu cred că contează foarte mult, pentru că copiii și noi în general au nevoie de viziune, au nevoie de informații, au nevoie să vadă un exemplu pentru ei. Și mă bucur că am venit aici și că ne-au văzut și poate, nu știu, trezește ceva în sufletul unor copii și peste ani o să ajungă sportiv de performanță. Nu neapărat handbal sau, dar poate trezește ceva în interiorul lor și vor spune, îmi doresc să fac lucrul ăsta.